Salut! Iată Nintendo Switch a ajuns deja în mâinile noastre. Și așa cum internetul e plin cu review-uri pentru ea, ne-am propus să luăm altă cale. Ne-am propus să vedem cât e de ușor să utilizăm consola în țara noastră, cât e de simplu să găsești jocuri pentru ea, indiferent procuri un cartridge sau îl procuri online, și cât e de simplu funcționarea ei. Noi am primit consola din start cu jocul Zelda. Jocul care este cel mai așteptat, jocul despre care se spune că toți procură consola doar pentru el. Dar după cum am înțeles, jocul nu se vinde din start în set. El trebuie procurat aparte. Cât costă el de fapt? Salut, mă numesc Artur. Jocul aparte costă aproximativ $60. În dependență de regiunea unde este cumpărat, poate fi cumpărat în Europa cu €60. Poate fi cumpărat bundle, unde în set, în afară de consolă, va fi și jocul, evident, sau se poate de cumpărat separat, ori online, ori fie un cartridge de tipul dat. Cât e de ușor, de fapt, să găsești un cartridge în țara noastră? Internetul este full cu diferite propuneri, eu știu, același Amazon, același eBay, lumea deja s-a învățat să facă comandă, de asta nu cred că o să fie o mare problemă. Plus la altele, eu cred că se poate de cumpărat și online. Ok. Cu ajutorul Nintendo Shop. Au fost probleme cu conexiunea la regiune, da? Ceea ce, în genere, este o problemă globală. Pentru Republica Moldova, consolele, gaming-ele nu sunt deservite ideal. Ok, dacă facem o comparație între PlayStation, între Microsoft Xbox, da, nu trebuie să negăm faptul că în genere nu este regiunea Republicii Moldova, ba chiar Microsoft a exclus total regiunea ucrainească, deci este regiunea Rusiei, așa că, iarăși, nu este o problemă de a cumpăra jocurile. Jocurile se cumpără pe discuri, jocurile se cumpără online. Ce trebuie să facem noi pentru ca să avem acces la toate jocurile care sunt momentan disponibile? Pentru că dacă, în considerație că platforma e nouă, Nintendo de fapt e un produs nou, desigur, pentru dânsul și soft acum tot e puțin. Nintendo, de fapt, este una dintre primele console în genere create, apărute pe piață. Este a șaptea, de fapt, generație deja de console. Vorbind anume despre Switch, da, el este o consolă proaspătă, este nou și unicul joc care, pentru care, adică, cum este cumpărată această consolă, este Zelda. Evident, nu trebuie să ne dăm seama că cumpărând astăzi această consolă, noi, de fapt, investim bani în viitor, fiindcă content este foarte puțin până când. Din ceea ce este disponibil, este posibil de a procura, de a instala, fără a întâlni multe probleme? Liber. Indiferent unde utilizezi? Liber. Doar în deci regiune? Creând un cont pe Nintendo Shop, găsim regiunea Republicii Moldova. Uh-huh. Astfel nu creează nicio dificultate. Cam în felul dat arată un joc pentru Nintendo, cutii de plastic, nimic deosebit. Și dacă o deschidem, evident că găsim jocul care după mărime e cu mult mai mic decât cutia. Aproximativ arată ca un flash card, da, un memory card pentru telefon, pentru nu SD, absolut deloc nici nu seamănă, e cu mult mai gros, e cu mult mai gust. Ceva semnător unui flash. Evident, se instalează el foarte ușor în consolă. Deschidem aici sus slotul, după care pur și simplu introducem cartridge-ul. Și asta e tot. El are intrare pentru microSD. Da. Asta e făcut numai pentru că dacă tu îți procuri un joc online, îl poți instala în card? Nu, un moment foarte încă important, care trebuie noi să-l știm. Consola are memorie incorporată de 32 GB. Uh-huh. Cam e puțin, ok, în ziua de azi 32 GB nu prea faci mult chestii cu dânsul, dar foarte ușor poți să-i faci un upgrade, așa să spunem, și să-i mai adaugi memorie adițională cu ajutorul unui microSD. Da. Până la 1 terabyte. Eu știu, chiar și jocul mai liber se instalează pe... Da, da. Deci contentul poate fi citit chiar de pe flash. Ok. Dar asta doar în cazul când tu cumperi jocurile online din Nintendo Shop. După ce am instalat jocul, avem posibilitatea de a juca conectându-l la televizor. Și astfel el se instalează în dock. Nu, no, trebuie altfel noi să facem, să scoatem chestiile astea. Așa,
cam așa ceva reprezintă consola, fără Joy-Con-uri. Simplu, foarte simplu se instalează în dock. Însuși Joy-Con-urile deja se instalează în Joy-Con Grip. Joy-Con Grip e cel care vine fără posibilitatea de a încărca Joy-Con-urile. Foarte corect. Deci nu ai posibilitatea să le încarci și se încarcă atât timp cât consola se dă încărcat. Ok, acum avem toate șansa să o pornim. Foarte simplu și foarte repede se conectează. Din start și dock-ul e conectat la televizor? Da. Nu trebuie să mai, atunci când pui consola, nu trebuie să mai prind, să mai setezi, să schimbi? Nu. O pui, automat apare toate imaginele. Toate setările, toată imaginea se setează automat. Deci dacă ai un televizor cu rezoluția HD sau Full HD, consola se adaptează automat. Cu gamepad-urile, din câte am înțeles, cu jocurile, ele o să fie, adică la momentul când o să apară un joc nou, o să fie posibil de făcut comandă la joc. Indiferent, e online sau dacă vrei, adică o aduci și este livrează în Moldova, chiar de pe cealaltă și Amazon. Cu accesoriile, este gamepad care încarcă Joy-Con-urile. Nu, ca să fie clar, este grip special, da? Da. Și fix așași chestii cu care poți să încarci Joy-Con-urile. Și este controller, da. Pro controller, pentru un gaming mai confortabil. Acum luăm alt moment. Este deja joc complet care tu poți să joci în transfer. În 2, în 3, am trebuit că în genere și în 4 o să fie. Sau poate chiar și este deja. Și acum apare întrebarea de unde tu iei numai aparte consolele astea. Joy-Con-urile, Joy-Grip-ul, cât e de simplu să o găsești la noi în țară. Dacă ți le livrează, ele să aibă o garanție normală. Deci foarte curând o să fie în vânzare chiar și la noi în rețea. Nu cred că o să fie oarecare problemă. O să fie și consola, o să fie și pro-controllerul, o să fie absolut toate accesoriile, inclusiv și jocurile. Cel mai important. Ele o să fie mai mult varianta pe comandă. Adică atunci când tu ai nevoie de un anumit accesoriu pentru dânsul. Eu sunt sigur că o să fie și în vânzare liberă. În momentul când stocul o să fie lichidat, deja sunt sigur că o să fie posibil de făcut comandă. Ok. Și evident, eu deja am petrecut careva timp jucând Zelda. Noi, cât am testat mult timp consola, am încercat să vedem cât e de tare să zgâri. E ușor chiar să zgâri, cât de ușor e să fixează. Nu e chiar așa. Adică ea se fixează chiar foarte ușor, ea nu se zgâri chiar la fiecare pas, la fiecare atingere. Unica problemă care ar apărea e pentru faptul că atunci când vrei să te joci, să stai consola pe masă și tu să te joci cu Joy-Grip-ul, e greu să o încarci în cazul în care este descărcat. Adică numai decât trebuie să faci un complet. Corect? E numai decât trebuie să fii sau consola în dock și te joci la televizor, sau te joci în... Faptul că consola este instalată în dock și tu te joci la televizor, îți dai seama că e deja și se încarcă. E, se încarcă. Se descarcă doar Joy-Con-urile. Da, și trebuie numai deja să instalezi Joy-Con-urile în consolă. Da, și atunci lești pe câtva timp, consola fiind încărcată, o să încarci mai departe Joy-Con-urile, care poate s-au descărcat în procesul deja jocului. O altă chestie foarte comodă despre consola dată, fiindcă ea fiind un hibrid și fiind unicală, da, în felul ei, ea este atât staționară cât și portativă. Faza cu jocul, da, la televizor, deci eu acum stau și joc, la un moment dat mă sună cineva sau am de plecat undeva sau știu alte chestii unde eu trebuie să-mi întrerup jocul meu confortabil în fața televizorului și trebuie să plec, dar pe drum eu am posibilitatea să mai joc. Totul ce este necesar de făcut, asta e de scos gripul, din grip Joy-Con-urile, care se instalează foarte ușor în consolă, în felul dat. Și el nu spune pe pauză nimic, el automat trece aici. Doar am scos consola din dock și pot să-mi continui gaming-ul. Ok, în două cuvinte, ca să facem o concluzie. Merită de cumpărat consola pentru moldoveni? Merită. Sunt sigur că compania Nintendo o să mai investească. Planurile sunt grandioase. Planurile, într-adevăr, sunt grandioase. FIFA, Skyrim,
este foarte important. Două proiecte foarte importante pentru gameri în ziua de azi. Deci chiar cunosc multe persoane care se folosesc de PS4, se folosesc de Xbox, doar din motive că acolo se găsește jocul FIFA. Sau acelor scari. Care eu nu știu ce înseamnă. Sunt sigur că foarte curând o să fie portat și jocul Minecraft. Cred eu că în scurt timp el o să fie copiat de mult. Da, foarte corect. Dacă vrei așa consola, ne scrie în comentarii cu ce jocuri vrei să o primești, cât de degrabă vrei. Dacă vrei să o testezi, vină în magazinele noastre și noi îți oferim această șansă. Baftă ție pentru azi!